Salutare bezicienilor și bine v-am regăsit! Un episod venit cam pe NV-ul așa, sincer mă pregăteam să trag ceva cu draft, dar am zis să-l las pentru live, e mai fan așa. De season nu aveam chef de battle squad nici atât, dau un ochi pe DKT și badabum! Doar 3 jucători gold permiși în teren sau pe bancă, perfect, asta trebuie să fie fan, îmi zic eu așa. Doar că mai era vreo oră și fix o mână de minute până să tragă ăștia oblonul, așa că trântesc în fix 2 minute o echipă silver de prin Spania, ce avem eu prin club acolo. Cere 7 Messi și Buffon pe bancă, rezerve de lux și fuga fuguța în turneu, nu de alta, dar riscam să rămânem pe din afară. Era destul de complicat să găsești adversari, chiar îmi făceam griji că nu s-am cu cine să joc și totuși lumea joacă, chiar dacă e pe ultima 100 de metri. Primul adversar se combine el cu 3 gold din prima, o linie de fund bronz pentru un chemist doar de 40, nu am înțeles, de ce, dar na, e alegerea lui, tot spre bine. Facem cele 3 schimbări, evident, intră nimeni altul, adică Ronaldo, Messi și Buffon. Păi nu știu de ce am mai suportat, probabil trebuia să merg cu un CM tot gold, dar e ok și așa. Trecem direct în minutul 3, când nu apucasem să fac schimbările. Ne făceam jocul și anume jocul nostru de posesie. Avem în minutul 4 deja un shoot, Alisson scoate foarte, foarte bine. În minutul 15 deja Peña cu Ronaldo care face un drag back și un special, din nou Alisson. Ronaldo a intrat la timp în teren. Dominăm mijlocul și un finesse shot al lui Ronaldo, minutul 38, preluăm conducerea. Foarte frumos la bară de jos. Și practic ăsta e și scorul primul reprize. Dominăm evident, posesie, faze. Repriza a doua, minutul 50, pornim un atac, mă duc aici cu Ronaldo, trebuia să pasez din centru, dar aleg să șutez. Mi-era frică puțin de jucătorii silver și aici iau o decizie, zic, bă, dar stai un pic, trebuie să joc și cu ei, nu? Și mai puțin individualist, pase, șut, o fază foarte mișto creată din corner. Și evident că dăm un gol cu un jucător silver și nu orice jucător. Dăm un gol cu un fundaș central care probabil are undeva la 20 shoot. Mai arătăm câteva faze, controlam jocul, aveam posesie, aveam faze, câteva arătări aici, colo, nimic important. Lăs faza asta să curgă, suntem în minutul 87, o bară a lui Ronaldo, mă rog, un șut interceptat, adversarul pleacă pe contraatac, el practic nu a avut nicio fază până atunci, un șut, prima repriză, șut a doua repriză, și rămâne faza asta, da, minutul 89, primul șut, Buffon, 2, 3, din nou Buffon, și 4, deci incredibil, frate. Deci a salvat de 3 ori, nu am ce să reproșez portarului, dar când iei ți-o iei, ți-o iei, nu ai ce să faci. Practic au fost 4 șuturi la aceeași fază și aici se rezumă și, și fazele lui, 6 șuturi în total, din care 4 au fost aici. Prima victorie, 2-1, mai greu decât mă așteptam, sincer. Trecem la adversarul cu numărul 2, o echipă puțin mai modestă, doar silver, evident că o să aibă ceva schimbări. Aveam nevoie neapărat de rage quit pentru că eram under pressure, practic mai aveam 40 și 50 de minute până să tragă ăștia oblonul. Suntem în minutul 4 și un finesse shot cu Ronaldo, un shoot senzațional, specialitatea casei, 1-0 și rage quit, perfect, mânușă venea pentru noi pentru că aveam nevoie de timp. Vreau să ajung măcar în final, asta era ideea. Prima fază, shoot, gol. Mai erau 41 de minute, semifinală. Ei, și în semifinală deja avem un adversar
care impune respect cu Pele, Ronaldo, foarte frumoasă. Chiar trebuia să fiu foarte atent. Pentru genul ăsta de jucători, practic, mi-am ales pe Buffon și nu am mers cu un CM sau, deși la câte faze au avut adversarii puține, o să vedeți până la final, puteam să joc cu liniștit cu un portar bronz sau silver. Mă, silver sau nu, la mijlocul cum am posesia. E modul meu de a juca, combin foarte, foarte mult. Deci de asta am preferat să am acolo un atac și nu știu, așa ca să... Portarul îmi dă siguranță, știi? Chiar dacă bufonul gafează, m-am zis că trebuie să am portar neapărat. Adversarul ăsta era mai tare, părea așa pe hârtie mai tare, așa că aleg să fac imediat schimbările, ca să fie acoperit. Suntem în minutul 4, și vine finesse shot-ul ăsta a lui Ronaldo, fenomenal jucătorul ăsta, fenomenal. Bine, el nu avea niciun portar, wow, dar cred eu că nici De Gea, nici Buffon, amândoi dacă erau în poartă, nu scoteau mingea asta. La Vincu, frate, la Păianjen, na, frumos. 1-0. Continuăm să dominăm. Ronaldo, minutul 9, cu al doilea său gol. Foarte, foarte frumos. Bine, aici cred eu un portar mai bun putea să-l scoată. Suntem în minutul 11, recuperăm o minge cu cine altul decât Messi. Combinație foarte frumoasă la mijloc. Jucătorii mei Silver intră foarte mișto în combinație. Aici Messi stă pe picioare. Ronaldo, de data asta, imparabil. La colțul lung cu bara, 3-0. Hat-trick pentru Ronaldo. Oarecum copy-paste golul cu numărul 2, în schimb șutul ăsta imparabil. Bara, foarte frumos. Suntem în minutul 38, dominăm evident, și din nou Ronaldo, și din nou specialitatea casei, cu un drag back și un finesse din nou la vincul, imparabil. Și sunt 4 goluri pentru Ronaldo, Ronaldo show, ce jucător, ce jucător. Da, și avem rage quit și în semifinală, era bine pentru noi, pentru că eram... Era la limită cu timpul, m-am hotărât eu pe final, n-am văzut din timp combinația asta, că o făceam mai devreme. 32 de minute rămase, zic, bă, asta e, am ajuns în finală, e perfect. E, și în finală, e normal să avem un adversar mai bun, toți care ajung în finală sunt mai pe picioarele lor. Trimit un special card de Gea în poartă, unul din portar, de fapt portarul meu preferat. Însă noi ne facem jocul, frate, pe noi nu ne oprește nimic, Silver, ne-Silver, aveam meci în mână, combinăm ca nebunii, Peña, Perez și aici Messi, preluare, fines, din nou la Păianjen acolo, De Gea sau nu, în poartă, când intră, intră, practic suntem în minutul 8. Foarte frumos. Băi, și stătea bine De Gea acolo. Exact pe linia de 6 metri. Messi Team of the Season. Nu se întâmplă mare lucru până în minutul 40. Doar rătări din partea mea. Și o ratare de la el. Dar în minutul 40 vin grămadă. Suntem în minutul 41. Deja. Bă, Perez ăsta a dat cu drept în stângul, a zis că se duce afară inițial, dar a intrat în poartă, un CDM, nici nu știu cât șut are pe el, dar mai puțin important. Nici n-am mai editat, practic lăs toate fazele să curgă să vedeți ce s-a întâmplat, practic în ultimele 5 minute de joc. Suntem în minutul 43, combinăm, încercăm să găsim spații. Suntem peste adversar, fără doar și poate. Perez, de data asta, Ronaldo cu un finesse. Și el învinge din nou pe De Gea, 3-0, minutul 44.
Foarte frumos Ronaldo. Aici pasă și adversar, apăsăm și noi LT-ul, ne împinge reciproc. Ronaldo mai pe picioare, probabil fundașul era Silver. De oarecum de înțeles. Nu e de înțeles ce face adversarul aici, care vrea să-mi demonstreze că driblează. Am zis, dacă mai face o dată și a făcut-o și a treia oară, am stat așa pe picioare. Am zis că eu iau de data asta. Ronaldo frumos iese cu De Gea și noi dăm un șut cu un jucător Silver, probabil left back-ul nostru. Un șut senzațional undeva de la 35-40 de metri. 4-0 în minutul 45. Da, fraților. Și nimic. Rage quit din partea adversarului. Aveam parte de 3 rage quit-uri și am câștigat. Am câștigat și DKT-ul, echipa de Silver, Cristiano Ronaldo, Messi și Buffon. Cred eu că au fost alegerile bune pentru combinația asta. Singurii jucători gol pe care aveam voie să-i folosim. Băi, sincer, acum a decurs DKT-ul, cred că puteam să fi jucat și fără, se putea juca fără Buffon. Deci se putea juca fără Buffon, nu știu, adversarii au avut maxim adunat 10 șuturi pe poartă, în condițiile în care 4 sau 5 l-au avut la aceeași fază, nu? Golul din primul meci. Și aici nimic, încerc să mă duc să găsesc replay-ul, golul era senzațional, ultimul gol practic din calificări, dar nu îl găsesc. Sincer, pentru mine a fost fun. Sper că v-a plăcut și vouă. Dacă da, nu uitați de butonul de like, share și subscribe. Sper să mai bage combinații de astea, pentru că chiar sunt mișto. Plus că echilibrează puțin balanța și dă o șansă și celor care nu au echipe full Team of the Season, Team of the Year. Știu și eu, full Icons. Să o dea practic de la egal la egal, să o dea pe skill-uri și pricepe, nu pe raw power. Cam atât pentru episodul de astăzi. Până data viitoare, peace!